cu păreri de rău, vorbim despre un formalism excesiv din partea autorităților care asigură protecția acestor dosare, în mod special Ministerul Afacerilor Interne. Deci, din această perspectivă, cred eu că ar trebui revizuită cumva modalitatea de a avea acces la materialele dosarelor de deportare. Chiar dacă au fost careva modificări în anii 2010-2011, am stagnăm la aceeași perioadă. Poate, din contra, nu avem facilitatea care ar fi trebuit să o avem. Deci noi vorbim și despre digitalizare, nu avem lucrul ăsta, avem confuzie. Deci, bine, și eu ca și avocat, deseori am fost consiliat de mai multe persoane supuse represiune politice care elementar nu înțelegeau unde ar trebui să caute această informație. Așa? Deci fii la Serviciul Informației Securitate, fii la Procuratura Generală, fii la Ministerul Afacerilor Interne, fii la Arhiva Națională. Deci după atâtea reforme care urmau să fie implementate și să asigure un flux uniform sau un ghișeu unic, dacă vreți, deci avem iarăși această diviziune. Confuzia asta a fost generată de mesajul difuzie a politicienilor care au declarat sus și tare că au rezolvat o problemă, dar în realitate nu s-a rezolvat această problemă, a haosului provocat prin transmiterea cu camioanele a anumitor dosare de la o adresă la alta, timp în care poate unele dosare chiar și-au dispărut. De ce? Eu cred că Republica Moldova ar trebui să implementeze alt mecanism și metodologie de acces la dosare prin elementar un index a deportărilor. Deci asemenea exemple există și în Polonia și în România. Deci există index digital și respectiv accesul se face foarte rapid și ușor. În ce măsură putem spune că aceste persoane au fost trepuse în dreptul real, nu formal? Am avut o perioadă de stagnare și de ambiguitate în partea ce ține de mecanismele de recuperare, deci din 92 până în 2007, așa? Și nici aici nu s-a rezolvat problema, fiindcă avem persoane nemulțumite, pe bună dreptate, fiindcă instanțele de judecată nu au aplicat corespunzător anumite legi. Mai mult ca atât, datorită tertipurilor legislative care au fost efectuate pe parcursul anului 2007-2010, deci persoanele, multe din ele, au fost puse în întârziere și practic au pierdut dreptul legal să mai solicite anumite despăgubiri materiale. Drepturile sociale, deci un alt bloc de drepturi, evident, legea stabilește anumite facilități pentru drepturi sociale. Este un lucru firesc ca persoanele supuse represiunilor politice să fie egalate în drepturi cu alte categorii de persoane care, bine, au suferit sau au beneficiat, poate de ce nu, de pe urma funcțiilor care au avut în timpul Uniunii Sovietice. Pentru că la noi s-a primit cumva diferit decât în alte țări. Deci agresorii, să-i spunem așa, beneficiază de mai multe protecții sociale decât victimele. Deci aici, iarăși, n-aș putea să speculez, într-adevăr, pe marginea acestui subiect, dar cazuri aș putea să le dau foarte multe. Deci sunt inclusiv victimele represiunii politice care indică asupra faptului, cu tața sunt și agresori care m-au condamnat pe mine și au pensii de zeci de ori mai mare. Eu primesc o indemnizație lunară mizeră pentru acoperirea anumitor cheltuieli. Vorbim despre discriminare. Deci discriminarea în rândul persoanelor din aceeași categorii. Vorbim despre deportații care locuiesc la țară și la oraș. Deci este iarăși o inechitate. Un alt bloc de drepturi, deci dreptul de a fi informat. După scurgerea la 80 de ani, așa, informațiile respective ar trebui să devină publice. Deci asta e deja un patrimoniu public, deci este istorie. Și toată lumea trebuie să cunoască istoria, mai ales dacă își dă silința. Deci noi vorbim despre încălcări flagrante ale drepturilor omului o perioadă de după război. Deci așa cum sunt cărțile de istorie, eu consider că și dosarele de deportare ar trebui să fie accesibile. Alt bloc de drepturi, dreptul la recunoașterea faptelor. Deci noi avem o problemă. Avem o problemă cu negarea. Deci autoritățile, chiar și victimele de multe ori,
încearcă să nege ce aici s-a întâmplat în perioada respectivă. Cumva asta reiese din dreptul de a fi informat, dar pe de altă parte, deloc nu s-a lucrat asupra excluderii negării atrocităților pe timpul deportațiilor. Asta și avem și efectele la moment. Deci, practic, jumătate din populație consideră că ce a fost, a fost, nu trebuie să scoatem toată informația din arhive, a fost o epocă istorică, respectiv s-a finalizat, atâta tot. Nu. Deci, pe lângă faptul că persoanele au dreptul la recuperarea prejudiciilor morale, iau dreptul și statul este obligat să recunoască că a avut loc această atrocitate și să lucreze cu informarea activă. Deci noi avem această obligație din partea statului care nu se execută an la rând. Deci pe lângă faptul că pui la dispoziție arhivele, tu trebuie să informezi. Deci nu este suficient în data de 13 iunie, în data de 6 iulie, să ieși cu flori la un monument, să spui două cuvinte frumoase și cu asta s-a terminat până la următorul an. Ceea ce la noi se repetă deja de 30 de ani, după cum și-ați spus. Deci avem, practic, o mimare a respectării drepturilor victimelor represiunilor politice, dacă să luăm în integrum toate aceste direcții. În perioada sovietică, aceste persoane erau considerate un fel de paria societății. Cum s-a schimbat imaginea și situația lor în ultimii 30 de ani? Cuiva a fost foarte bine în timpul Uniunii Sovietice, cuiva a fost foarte rău. Și constat acum că după 89 încoace, așa, tot cei care au fost la putere au rămas. După 89, cei care erau informați despre evoluțiile care existau, deci au investit în afaceri, și-au consolidat imperiile, deci respectiv ei au cumva au beneficiat de pe urmă potențialului informațional, economic, care au rămas de pe Uniunea Sovietică. Ce au avut deportații? Deportații nu au avut acces la studii, deportații au fost limitați în drepturi, respectiv ei și după 89 erau cumva defavorizați. Putem vorbi despre cazuri unice în care, de exemplu, deportații bunăoară au reușit să înfrunte greutățile celea s-au impus. Sunt și cazuri de genul ăsta, dar ei sunt minoritate în comparație cu cei care, nomenclaturiștii, care au beneficiat de patrimoniul respectiv. Și acum vorbim de perpetuare. Există, nu e secret, nu aș da nume acum, deci și același sindrom Stockholm, care însuși deportații s-au născut în Siberia, dar ei iarăși neagă. Sunt foarte mulți și în Parlamentul Republicii Moldova care încearcă cumva numai doar de data de 6 iulie și aduc aminte că ei au fost deportați. Așa? Dar în realitate ei, știți cum, anihilează acest val și solicitare în ansamblu de respectare dreptul celor 5-6 direcții care le-am menționat eu a deportaților. Deci răspunsul este, la moment avem o problemă cu aceasta și asta datorează acelor momente care le-am menționat. Deci perpetuarea și transformarea nomenclaturiștilor în noua ligă a business-ului, a societății de vază, să spunem așa, din Republica Moldova. De ce nicio instituție de stat nu poate spune care este numărul victimelor regimului comunist? Câte au fost reabilitate și câte mai urmează? În primul rând, nu s-a făcut o inventariere calitativă. Nu s-a făcut niciodată o evaluare a impactului deportărilor. S-a lăsat în voia unor istoricieni, deci istorici, să cerceteze și atâta tot. S-a făcut anumite tentative, s-a făcut anumite comisii și s-a uitat. Deci nu avem nicio concluzie în acest sens. Noi putem să folosim aceleași date care erau în anul 2000-2004. Dacă nu mă greșesc, răspunsul Procuraturii Generale menționa cifra de aproape 100.000 de persoane, 98.000, dar trebuie să recunoaștem faptul, chiar și recenta hotărârea Curții Constituționale, prin care cumva exclude anumite aspecte discriminatorii din lege, ar trebui să determine Procuratorul General să reevalueze numărul deportaților. Dar aici vorbim despre reabilitarea formală. Faptul că ți-a dat acel certificat de reabilitare, deci el, bine, care e efectul lui? Deci unul poate moral, așa, care să ateste într-adevăr statutul. Dar noi vorbim de acele blocuri de drepturi care nu sunt realizate, dar care ar fi trebuit să fie realizate, odată ce există certificat de reabilitare. Ce s-a realizat pe partea de lustrație? Nimic.
Nimic. Deci ilustrația, dacă vă referiți la persoanele care au participat așa, la persecutarea victimelor represiunii politice, deci ei au beneficiat de protecție și beneficiază în continuare. Deci, cu părere de rău, legislația care este la moment cu privire la secretul de stat, cu privire la foștii angajați a organelor securității, îi asigură deci, o pensionare liniștită, fără careva consecință. Deci, cu părere de rău, au fost mai mulți deportați, deci de vază, deci persoane notorii care cunoaște toată lumea, personalități marcante care au fost supuși represiunilor politice, care au încercat pornirea anumitor dosare penale. Chiar eu am participat la un asemenea dosar. Cu părere de rău, finalitatea a fost zero. Deci noi am prezentat acele probe care demonstrau că grupurile de persoane au participat conștient la incriminarea acestor persoane. Ca urmare a incriminării abuzive, a inventării anumitor fapte. Vorbim despre niște dosare care au fost pornite chiar în anul 69-81. Deci erau persoane în viață. Chiar și acum, bine, sunt la vârsta de pensionare, dar ei sunt în viață. La acel moment erau tineri angajați ai structurilor de forță care abuziv au pornit anumite dosare. Deci potrivit codului penal, era posibilă cel puțin pornirea dosarului penal, cercetarea și mai departe. Deci la moment nu putem vorbi de niciun caz în care Republica Moldova a încercat să cerceteze și să condamne agresorii. Lustrația reprezintă doar, iarăși, o recunoaștere și o constatare. Nimic mai mult. Deci vorbim despre al cincilea bloc care l-am menționat anterior, dreptul de a fi informat. Deci dreptul la recunoașterea faptului că tu ai fost victimă în fața societății. Pentru că în momentul în care tu ai fost condamnat public, așa, tu ai fost pus pe prim plan ca dușmană poporului, ți-a confiscat toată averea și toată țara știe că Cutărescu este cel mai mare dușman al Uniunii Sovietice, este și firesc ca societatea la general să înțeleagă că tu ești nevinovat. Nu doar ți-ți se elibereze acel certificat. Așa? Așa și cu lustrația. Deci, lustrația iarăși prevede. Tu dacă conștient ai fost implicat în acțiuni abuzive, ai limitat și ai violat drepturile omului, beneficiind de salarii, de indemnizații, de statut, și acum atunci când beneficiezi de pensie, deci statul are obligația, cel puțin să menționeze, că tu ai participat la violarea flagrantă dreptului omului. Nomenclaturiștii din anii 89 au devenit businessmani și politicienii anilor 2000. Evident, deci ei și-au asigurat cumva un trai decent și, cel mai important, imaginea. Deci ei, atâta timp cât vor rămâne în funcții, evident, oricare inițiativă va fi blocată. Problema deportărilor este minimalizată, deci societatea nu vede în asta o problemă în general. Dacă nu vede o problemă în general, ei nu vede necesitatea lustrației. Atâta timp cât vom fi la același statut, nu o să fie nicio lege a lustrației. În momentul în care problema deportărilor și violările grave a dreptului omului în perioada Uniunii Sovietice va crește în agenda publică, în conștiința oamenilor, oamenii vor da următoarea întrebare. Ce este mai departe? Ce facem mai departe? Ce facem cu cei care i-au agresat?